Bună ziua, domnule Ștefan Gheorghiță, suntem din nou împreună la O Cafea. Ce aș dori să discutăm astăzi este despre subvenție pentru îngrășăminte. Și numai atât, dacă putem să ajutăm producătorul român de îngrășăminte prin subvenție să producă. Care e opinia dumneavoastră despre subvenția pe îngrășăminte, indiferent că s-ar da fermierului sau producătorului? Vedeți dumneavoastră, eu nu sunt pentru foarte multe reglementări de ajutoare de stat. Și chiar și atunci, în 2020, cu seceta, eu am spus următorul lucru. Statul este dator să ajute fermierul, nu fiindcă este seceta, ci pentru faptul că nu a făcut nimic să reglementeze piața și să creeze niște instrumente sau să ajute la crearea unor instrumente care să-i permită fermierului să se protejeze singur. Deci dacă eu aș avea un sistem de asigurări, m-aș duce, aș plăti polița și sunt asigurat. Deci ăsta e sistemul care trebuie să fie, nu ajutorul. Deci eu personal nu sunt să primesc degeaba pomană, nu, ci trebuie să am o structură. Venind la îngrășăminte, se pun câteva întrebări de bază. Dacă, să zicem, subvenționez producătorul român, dar producătorii români nu pot să asigure îngrășăminte pentru toată lumea, ce vină au fermierii care cumpără din import? De ce ei nu trebuie să primească indirect acest ajutor? O primă întrebare, fiindcă produc tot pentru noi. Eu nu știu care grâu va intra în pâinea din industria de panificație românească și care pleacă la export. Că n-am cum să reglez treaba asta. Și atunci trebuie să privesc ajutorul global. Dacă subvenționez îngrășămintele, îmi pun problema că o parte din această subvenție pleacă în prețurile de import. Indirect, subvenționez și alte țări. 3. Este nevoie de această subvenționare? Teoretic, piața ar trebui să se regleze. Fermierii ar trebui să-și calculeze dacă merge sau nu merge să producă în aceste condiții. Deci lucrurile trebuie privite un pic mai larg. Noi trebuie să înțelegem că a interveni în economie nu e întotdeauna foarte simplu. Credeți că dacă această subvenție era bună, țări care au forța financiară, Germania, Olanda, Franța, Belgia, n-ar fi impus-o? Întotdeauna românul se gândește, sigur au găsit ei o soluție pentru cetățenii lor, iar noi românii nu o găsim. Nu. Acum, eu știu că o să am foarte multe urări de bine la adresa mea, cum se spune așa, mai popular. Dar eu mi le asum. La ora actuală, cine își face un business plan corect și încearcă să interpreteze cât mai bine prețurile din piață, va înțelege că lucrurile nu sunt chiar așa. De ce? Noi trebuie să înțelegem că îngrășămintele nu reprezintă 100% din costul de producție. La ora actuală, lucrurile care s-au scumpit foarte mult sunt îngrășămintele, îngrijorător de mult, 300-400%, ok. Și într-o oarecare măsură, motorina pentru agricultură. Restul costurilor nu au fost așa de mari. Semințele, pesticidele au avut o creștere așa cum au avut anual, 2-3-4% în funcție de firmă și de producător. Restul cheltuielilor fermelor sunt cam tot acolo. Deci avem cei doi factori. Cei doi factori înseamnă undeva la 35% din costul total de producție. Bun, cu cât ar trebui să-mi crească mie prețul de vânzare? Noi să ne aducem aminte că atunci când vindeam, cumpăram cu 10.000, 11.000, 12.000 azotatul, vindeam grâu cu 600-650 de lei. Astăzi cumpărăm de 3 ori mai mult, dar efectul e doar acei 35% și prețul de la 650 e 1,1, 1,15, astăzi vorbim de noua recoltă. Bun, de ce nu semnează fermierii astăzi? Majoritatea zic, păi aștept un preț mai bun. Dar dacă mâine cumva se ajunge la pace în tensiunile astea între Rusia și Statele Unite și ne trezim că a căzut prețul peste noapte, cine este de vină că a așteptat un preț mai bun și n-a semnat? Bine, și nu se securizează? Atunci când m-am gândit și eu că ar fi bine să se semneze aceste contracte future pe banii anunțați la ora asta, m-am gândit că poate fermierul nu semnează nu din cauza prețului, ci din cauza faptului că nu știe dacă va face producție și să nu fie ca în anul 2020 când a fost jale. Și asta este o situație. Și asta este o situație. Dar acum noi trebuie să ne gândim un piculeț. În orice industrie, e adevărat că în agricultură mai mult decât în altele, riscul climatic există. Foarte corect. 2. Eu nu trebuie să vând tot acum, ci trebuie să vând ceva care să-mi asigure recuperarea diferenței de preț dată de
creșterea îngrășămintelor. Și dau un exemplu simplu, pe înțelesul tuturor. Dacă eu la fermă, să zicem, am avut cost cu îngrășămintele înainte 1 miliard și acum am 3 miliarde, vechi vorbesc, mă gândesc câte cereale trebuie să vând la suprafața mea să recuperez din diferența de preț, diferența de 2 miliarde. Da? Și fac o socoteală. Și nu știu, în cazul meu vine o tonă jumate de grâu la hectar, o tonă jumate, două tone de porumb la hectar și mi-aș acoperi această diferență. Contractez la acea cantitate. N-am contractat și mâine cade prețul, nu mai e de vină nimeni. Doi, noi trebuie să mai înțelegem o terminologie. Dacă astăzi prețul e 1,1 și mâine e 0,9, foarte multă lume zice, am pierdut. Nu, am câștigat mai puțin. Este o mare diferență. Noi trebuie să fim corecți cu noi și cu cei care ne înconjoară. În momentul în care dai dovadă de seriozitate, de responsabilitate, atunci omul înțelege. Vedeți, în 2020, da, când ați venit la mine pentru secetă, da, ați venit pentru următorul motiv. Știți că în momentul în care mă vait de ceva, chiar înseamnă că este groasă problema. Toată lumea care m-a urmărit știe acest lucru. Eu nu mă vait dacă nu e cazul, nu mă vait de dragul de a mai văita. Dar în momentul în care zic că este o groasă problemă, înseamnă că este. În rest, dar pentru asta trebuie să-ți păstrezi un echilibru în exprimare, în judecată și în mesajul pe care îl transmiți. Și nu de un punct de vedere unitar, ci mai larg un pic. Da. Dacă se întâmplă tuturor sau doar mie. Exact. Sunt mari diferențe.